semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Aici nu se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Podul de peste râul Mureș, de pe strada Iernuțeni, va fi reabilitat. Lucrările vor începe din data de 15 aprilie și se preconizează a dura mai mult de o lună de zile. Anunțul a fost făcut de administrația publică locală, care face apel la înțelegere și educație în trafic. Și pentru că e vorba de o arteră foarte circulată a localității, la rândul lor, polițiștii rutieri roagă participanții la trafic să țină cont de indicatoarele rutiere temporare care se vor instala. Se dă start lucrării de reabilitare a podului de peste râul Mureș de pe strada Iernuțeni din Reghin. Imediat în perioada următoare, după sărbătorile de pascale, mai exact din data de 15 aprilie, circulația aici va fi restricționată. Pe perioada execuției lucrărilor, traficul rutier se va desfășura pe o singură bandă. Lucrarea este de amploare și vine în sprijinul cetățenilor, fapt pentru care merită să dăm dovadă de răbdare, înțelegere și, de ce nu, educație în trafic. Pentru că am scris un proiect și am și câștigat finanțarea de la guvern la sfârșitul anului trecut pentru reabilitarea podului de peste Mureș din zona Iernuțeni, am împărțit. Reabilitarea podului o facem din fonduri guvernamentale și schimbarea magistralei din banii proprii și am început deja lucrările și sper ca în primăvara acestui an să fie rezolvată această problemă majoră pentru cetățenii municipiului Reghin. După sărbători se va limita circulația și vor începe lucrările. Circulația va suferi o serie de modificări în această zonă, iar administrația locală caută soluții pentru a reduce disconfortul și neplăcerile ce pot apărea în acest punct de referință a traficului reghinean, mai ales că vorbim despre o arteră principală care face legătura cu municipiul Târgu Mureș. Vor fi, mă rog, în zona amplasată indicatoare rutiere și semafoare temporare care vor restricționa traficul rutier. Vreau să solicit sprijinul tuturor participanților la trafic să respecte regulile noi de circulație care se vor institui în zonă și să aibă răbdare, pentru că cu siguranță se vor crea anumiți timorți în trafic în acea zonă, întrucât se vor reface ambele sensuri de circulație peste acel pod. Odată începute lucrările, mai rămâne doar ca participanții la trafic să respecte indicatoarele, dar și indicațiile echipelor prezente la fața locului, asta pentru evitarea neplăcerilor și incidentelor în trafic. Pentru Jurnal de Reghin, Mihaela Munteanu și Gal Botond. 100 de persoane nevoiașe din Reghin beneficiază de alimente în cadrul programului de cantină socială, gestionat de administrația locală reghineană. Beneficiarii își ridică alimentele de două ori pe săptămână, însă au dreptul la ele dacă prestează ore de muncă în folosul comunității, conform reglementărilor în vigoare. În principal, aceștia sunt chemați să contribuie la curățenia orașului.
În Reghin continuă să funcționeze așa numita cantină a săracilor prin grija administrației locale. Cei 100 de beneficiari își ridică alimentele de două ori pe săptămână de la un restaurant din municipiu, însărcinat să le pună la dispoziție produsele. Astăzi, uitați o dată, pulpe, cârnați, cozonac, pâine, foarte bune. Carne măcinată, no, ce este? Pentru câte persoane ați luat? Pentru una. Eu primesc numai. Mult, mult ne ajută. Mult. Cum suntem noi, cum sunt și eu, femeie de 71 de ani, nu lucrez nicăieri, bolnavă, primesc socialul ăla, trebuie să plătesc apa, trebuie să plătesc lumina. Nu eu singură, un copil o cresc pe nepotul meu. Că tată sunt la pușcărie, mamă s-a abandonat, de 7 luni o cresc eu. Și o primește el, că n-am alocație, n-am supliment, n-am plasament, n-am după el niciun ban. Niciun ajutor. Reușiți să vă descurcați cu această mâncare? Da. Da. Foarte mult ne ajută. Cantina de ajutor social asigură hrana pentru 100 de persoane, majoritatea fiind persoane vârstnice și copii. Pentru a nu încuraja nemunca, la nivelul municipiului Reghin, s-a aprobat metodologia pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de aceste servicii, astfel că pentru o porție de mâncare trebuie să presteze 24 de ore, pentru două porții 48 de ore, pentru trei porții 72 de ore, iar pentru patru porții 96 de ore. Beneficiarii alimentelor își pierd dreptul de a le ridica dacă nu prestează ore de muncă în folosul comunității conform reglementărilor în vigoare. În principal, aceștia sunt chemați să contribuie la curățenia orașului. Aceste persoane pot efectua următoarele activități: curățat părâul trandafirilor, curățat străzile stabilite în grafic, întreținere parcuri, terenuri de sport, zona centrală și periferică, curățare de resturi vegetale, spațiile de joacă pentru copii, întreținerea curților instituțiilor publice, școli, grădinițe, spital, precum și alte acțiuni de interes local. La aceste lucrări contribuie și aproximativ 200 de beneficiari ai ajutorului social. În total, în luna martie au primit sprijinul bănesc circa 250 de reghineni. Elevii școlii gimnaziale Augustin Maior din Reghin au încheiat într-un mod aparte programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Concursul SOS Terra, devenit deja tradiție, a implicat un număr mare de elevi și cadre didactice. În acest an și-au adus aportul unități școlare din 10 județe ale țării. În data de 10 aprilie, la Casa de Cultură a Tineretului, cei prezenți au asistat la o paradă de costume eco, dar și la un spectacol. Avem detalii imediat în jurnal, acum însă aflăm de la Marcela German ce conține astăzi Jurnalul Economic. Bun găsit! Astăzi la Jurnalul Economic aflați că peste 36 de milioane de lei sunt datorii către Fondul pentru Mediu, depistate în primul trimestru al acestui an. O altă veste este că adoptarea euro în România va avea loc cel mai devreme după 2020, întrucât termenul asumat de 2019 a fost unul formal, fără ca autoritățile să aibă o agendă și o strategie bine definită. Dar cu detalii ne vedem la Jurnalul Economic. Ochii tăi, ochii tăi, ce ard ca nouă văpăi, ochii tăi, ochii tăi. Implicare și în acest an la concursul SOS Terra. Acesta este organizat de 5 ani consecutiv de Școala Gimnazială Augustin Maior din Reghin și urmărește conștientizarea elevilor asupra pericolului care le reprezintă agresiunea asupra mediului înconjurător. În acest an au fost implicate școli din mai multe județe ale țării. Estera este proiectul meu de suflet împreună cu câteva colege. L-am lansat acum 5 ani pentru a conștientiza copiii, chiar și adulții, despre pericolul agresiunii noastre asupra planetei. Și ceea ce ne bucură este că an de an tot mai mulți au aderat la acest proiect. E un concurs interjudețean, deci participă foarte multe județe, în fiecare an tot mai multe.
anul acesta avem peste 10 județe și peste 40 de școli din județul Mureș, cât și din țară, foarte de departe, în țara Maramureș, Galați și așa mai departe, Reșița. Ne bucură că această idee de a recicla, de a refolosi, de a proteja și de a îngriji a prins la copiii noștri. Scopul acestei inițiative este conștientizarea asupra pericolelor la care este supusă planeta. În acest sens, una dintre secțiunile concursului l-a reprezentat Parada Costumelor Eco, dar cei prezenți în data de 10 aprilie la Casa de Cultura Tineretului George Enescu au putut vedea și un spectacol în cadrul căruia au fost promovați și elevii talentați ai școlii. Totul înseamnă conștientizare și nu se poate ca un proiect care cuprinde plantare de puieți, sărbătorirea diverselor, zile ale pământului, ora pământului, apă și așa mai departe, să strângem deșeurile selectiv. Nu se putea să nu se termine cu ceva care simte toată lumea, un spectacol, unde ieșim în față și cu talentele noastre, pentru că participă atât copiii de la noi, de la Augustin Mare, cât și cei de la Mirona, cât și cei de la secția de muzică, și în special copii care au luat deja premii la olimpiade. Ei au așteptat cu mare drag ziua de astăzi. Ei deja iubesc această manifestare, acest, eu i-aș spune chiar festival. Concursul SOS Terra deja are tradiție, copiii școlii se pregătesc din timp pentru a apărea pe scenă la spectacolul final. Fiecare își pune în valoare talentele și au fost cuprinși copiii de la toate cele, de la toate secțiile școlii noastre. Am avut momente cu copiii de la secția germană, am avut momente cu copiii de la secția de muzică și arte plastice, momente cu copiii de la Mirona. Am avut parte de frumos din mai multe direcții. Copiii au recitat, au avut scenete, au cântat, au dansat. Am cântat două cântece. Unul a fost Ochii tăi de la Ana Maria și Fata dragă nu fi tristă de la Mădălina Manole și am participat în calitate de eleva școlii Augustin Maior. Este un eveniment care strânge toți elevii la un loc și reușește să îi facă să înțeleagă mai bine titlul SOS Terra, să salveze întreaga planetă și să recicleze, să replanteze, să facă tot ce e bun pentru planetă. Cum v-ați implicat voi, elevii? Cred că au fost multe pregătiri la mijloc, nu? Da, am făcut repetiții, am studiat fiecare în parte, am avut ca și un mic show care a avut tematică cu talentele elevilor din diferite clase. Parada Costumelor Eco și-a desemnat și câștigătorii. Ocupantele locului întâi sunt Dan Andreea și Julieta Elisabeta Baciu, elevi ale școlii gimnaziale Augustin Maior din Reghin. Milostenia și iubirea față de aproapele nostru. Acesta este mesajul pe care Dareghin TV dorește să îl împărtășească telespectatorilor printr-o provocare mărinimoasă. Pentru ca bucuria pascală și grija ca pâinea noastră cea de toate zilele să fie tot anul pe masa celor nevoiași, conducerea televiziunii face un apel la cetățeni de a invita un copil sau un bătrân la masa de Paște. Cei ce doresc să participe la campania Masa Bucuriei de Paște pot contacta redacția Dareghin TV la numărul de telefon 0365 100 116 sau pe pagina de Facebook Dar TV Reghin. Dar cum se pregătesc bucatele alese de pe masa pascală? Aflăm de la gospodinele grupului de Drețeana din Comuna Batoș, unde s-a aflat o echipă Dareghin TV, formată din operatorul Gal Boton și reporterul Mihaela Munteanu. Femeile duc un adevărat ritual pentru ca pe masa de Paște, în prima zi, să ciocnim ouăle și să spunem cu toții Hristos a înviat, adevărat a înviat. Când se vopsesc ouăle? De obicei în Joia Mare, noi așa știm și așa am roșit de când suntem, de când eram copii mici. Le pregătim, le aranjăm care mai e care, cu iarbă, cu struț, cu... le împănăm cu frunze și în ciorap de plastic, le facem frumoase. Ce înseamnă oul roșu, de fapt? Oul roșu se spune că la crucea lui Isus era un coș cu ouă dus de Maria Magdalena și mama lui Isus.
și sângele ce a curs de la Domnul Iisus Hristos a picurat pe ouă și de atunci ai datina și obiceiul de a vopsi ouăle roșii. Mai facem și alte culori, dar normal mai mult roșii. Fiert coșele de ceapă ca să fie natural și mai demult nu erau vopsele și vopsem cu coșele de la ceapă. Le-am fiert bine, le-am strecurat și acum putem pune ouăle la fiert în ele. Până fierbe apa, noi împachetăm ouăle. Uite așa, luăm ouă și frunzulița, ca să se lipească, să fim mai siguri, o udăm un pic într-un pic de apă și învârtim ouă invers și mai punem una din coace. Uite așa. Și acum tragem. Așa, vii cu mine la oală. Și acum le băgăm în apă. Și le lăsăm 15 minute să fiarbă. Săptămâna patimilor aduce gospodinelor foarte mult lucru. Ce se întâmplă în Joia Mare, mai exact? Păi, în Joia Mare, de obicei, care sunt familii mai mari și vor să facă cozonacul, fac cozonacul și paștele, dacă să nu la cuptor, să pasca pentru cuptor cu brânză. Care nu fac și sâmbăta, depinde care cât poate să facă. De sâmbătă, de obicei, se prepară mielul, se face drobul, se face ciorba. Și acum noi am făcut cozonacul și pregătim pasca cu brânză. Este mai bun cozonacul de casă? Păi eu așa cred. De asta îl facem. Mai e alt, fără aditiv, fără, totul e natural, totul e ouăle de casă, laptele de casă, tot absolut din gospodărie le avem. Și nuca. Tanti Anișoara, ne-a arătat și nouă cum se frământă cozonacul? Pentru pască, moi drujdia. Și un pic de sare și muiem pentru pască cu brânză. Frământăm. Pregătim brânza cu ouăle. Și pe urmă, când crește o țâră, mergem și aprindem focul în cuptor. Trebuie să facă jar bun ca să se încălzească, așa îi spune, vatra. Aici pregătim pasca. Așa, dar punem brânza. E prima mâncare care se mănâncă după ce se vine de la înviere. Acum punem sușitura împrejur, așa. Să sardă focul și le băgăm la copt. Uitați-vă ce fain a ieșit. Păi acum nu se poate tăia caldă. De Paște, de pe mesele gospodarilor creștinilor, nu poate lipsi cozonacul, pasca. Iată că aceste bucate alese pe care le vedeți dumneavoastră în față se pregătesc tot în Joia Mare. Femeile, cum am mai spus, duc un adevărat ritual creștinesc și gastronomic. Lumina s-o primit.
Musikmesse Frankfurt este cel mai mare târg de muzică din lume. Anul acesta expoziția va fi deschisă în perioada 14-18 aprilie în Germania. Și în acest an regiunul Orașul Viorilor va fi bine reprezentat prin doi producători de instrumente muzicale. Cea mai mare fabrică din Europa, cu sediul în municipiul nostru, va expune cele mai noi produse de o calitate recunoscută. La standul întreprinderii va fi prezent și un chitarist renumit român, Silvan Stâncel din Alba Iulia. Abordăm acest subiect după ce vorbim cu Ana Mărginean despre știrile din sport ale zilei de astăzi. Bun găsit! 52 de sportivi români se pregătesc să concureze la campionatul balcanic de culturism și fitness. Apoi, aflați că sâmbătă 11 aprilie de la ora 16:30, ASEA Târgu Mureș va juca pe Transil cu CSU Craiova. Cu detalii revenim mai târziu. Reghinul va sta la loc de cinste și la ediția din acest an a Târgului Internațional de Instrumente Muzicale de la Frankfurt. Evenimentul găzduit de Germania este cel mai mare din lume în acest domeniu și reunește cei mai importanți pioni ai industriei mondiale de profil. Cei doi mari producători reghineni se vor prezenta cu standuri în care vor promova calitatea instrumentelor, unicitatea și implicit zona din care provin. Fabrica reghineană, cea mai mare de profil din Europa, nu lipsește niciodată de la eveniment, întrucât la capacitatea sa este nevoită să cucerească lumea. Noi ca fabrică, având în vedere că suntem o fabrică mare, având în vedere gama de produse care o executăm, adică tot ce înseamnă instrumente muzicale din lemn, începând de la instrumente de suflat, instrumente cu arcuș, instrumente cu curs ciupite, instrumente tradiționale și mai având în vedere faptul că producția noastră, sau peste 85% din producția noastră este destinată exportului, acolo este locul nostru de a ne face cunoscuți. Pe parcursul evenimentului au loc numeroase concerte, seminarii, workshop-uri, evenimente, iar producători din întreaga lume expun o gamă completă de instrumente din domeniul muzical, de la cele clasice până la echipamente destinate muzicii electronice și pe computer. Târgul reprezintă platforma ideală pentru a te informa despre noi produse, accesorii și servicii din muzică, pentru a găsi noi parteneri sau a stabili contacte în domeniu. Acolo vezi într-adevăr concurența. Știți foarte bine că este o vorbă care zice competiția duce la progres. Așa, și acolo se poate vedea situația mondială, să spunem așa. Standul fabricii reghinene este pregătit diferit de la un an la altul, pentru că și produsele se schimbă de la o ediție la alta. Avem un stand de 80 de metri pătrați, așa l-avem din 1990. Cam așa cred. Participăm fiecare an. Produsele noastre sunt cele mai reprezentative, produsele care le expunem acolo. E adevărat de calitate cât mai bună posibil. O mare parte dintre ele, putem spune 10-15%, sunt produse noi, pentru că tot timpul trebuie să ieșim cu produse noi. La standul întreprinderii va fi prezent și un renumit chitarist român, Silvan Stâncel din Alba Iulia. Artistul a acceptat încântat invitația. Unul dintre cei mai serioși și mai special colaboratori pe care am avut de-a lungul timpului, în special prin prisma taberei de chitară acustic Live Music pe care o organizez în județul Alba, mi-a adresat mie această invitație. În întreaga țară sunt nenumărați artiști valoroși. Faptul că tocmai eu am primit această propunere este încă un plus de onoare. Fabrica din Reghin are colaborări strânse cu mulți instrumentiști români care de-a lungul timpului au însoțit întreprinderea la târgul de la Frankfurt. Pe rând sunt promovate toate tipurile de instrumente confecționate. Va presupune, în ceea ce mă privește, susținerea mai multor recitaluri pentru a arăta celor care vor participa ce calități au chitarele, instrumentele produse de societatea de la Reghin. Prima mea chitară și pe care o am acum și o țin la loc drag este o chitară produsă de Hora. Fabrica din Reghin are 290 de angajați și produce aproximativ 500 de tipuri de instrumente muzicale. Anual ies pe poarta unității circa 60.000 de instrumente cu corzi ciupite și alte 10.000 cu arcuș.
Cu ocazia sărbătorilor, pe lângă urarea Paște fericit, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Hora Mureș reamintește măsurile de prevenire a incendiilor. Acestea trebuie respectate atât de slujitorii bisericii, cât și de cetățeni, pentru asigurarea desfășurării în condiții de securitate a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorile de Paște. Atenție la lumânările aprinse de Paște! Ca în fiecare an, în noaptea învierii, creștinii merg să ia lumina dătătoare de viață. În zona lăcașurilor de cult, sâmbătă noaptea, se așteaptă un flux ridicat de persoane cu lumânări aprinse. De aceea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș va desfășura o serie de activități menite să prevină producerea unor situații nedorite. Cu ocazia desfășurării slujbelor religioase, vor fi efectuate acțiuni de verificare a respectării măsurilor de prevenirea incendiilor, se arată într-un comunicat remis de ISU Horea Mureș. În acest sens, slujitorii bisericii vor trebui să verifice instalațiile electrice și să remedieze eventualele defecțiuni. În plus, este recomandată evacuarea covoarelor și băncilor nefixate de pardoseală, amenajarea locurilor speciale pentru depunerea lumânărilor, care trebuie să fie aflate la distanță de construcții și dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip sau apă, sau asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice de destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă sau stingătoare. Pentru prevenirea unor situații neplăcute, este indicat ca cetățenii să cunoască și ei și să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor. Accesul în biserici se face cu respectarea capacității de ocupare a acesteia. Lumânările aprinse se vor pune doar în locurile amenajate la distanță față de elementele combustibile și vor fi stinse după încheierea slujbei. Parcarea autovehiculelor trebuie să se facă astfel încât să nu blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție ale pompierilor. În cazul în care cetățenii doresc să petreacă sărbătorile în natură, au obligația de a respecta măsurile de prevenire și stingere a incendiilor referitoare la utilizarea focului deschis. Astfel, focul pentru prepararea hranei va fi făcut doar în zonele special amenajate, la o distanță de 50 de metri față de pădure sau alte materiale combustibile, iar la finalizarea activității acesta va fi stins. Utilizarea focului în condiții de vânt este interzisă. Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin a găzduit pe tot parcursul derulării programului Școala Altfel, Să știi mai multe, Să fii mai bun, activități dedicate elevilor. O astfel de acțiune s-a desfășurat și în data de 10 aprilie, când elevii de la Liceul Tehnologic Petru Maior au prezentat câteva obiective turistice mai puțin cunoscute din țara noastră. Vorbim pe larg despre acest subiect după ce aflăm de la Crina Casoni care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de sâmbătă. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Trigonul Mercur-Jupiter, în contextul aspectelor de astăzi, vine ca un balsam pentru cei care au nevoie de mângâiere sufletească. Această configurație astrală favorizează optimismul, entuziasmul, dar și spiritul de aventură. Cel puțin astăzi puteți cere mai mult de la viață, vă sfătuim să vă puneți măcar o dorință. Dar cu mai multe amănunte, vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Locuri mai puțin cunoscute din țara noastră care merită vizitate. Așa s-a intitulat activitatea care a fost găzduită de Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin în data de 10 aprilie. Acțiunea face parte din programul Școala Altfel, Să știi mai multe, Să fii mai bun, derulat în perioada 6-10 aprilie. Elevii clasei a 11-a C au făcut astfel o prezentare a acestor locuri minunate din țara noastră. În cadrul săptămânii Altfel, am ales o activitate pe teme de geografie, și anume locuri mai puțin cunoscute din România, activitate pe care am încheiat-o cu clasa 11-a de la Liceul Tehnologic Petru Maior, respectiv cu domnul profesor Chebuț, și am ales împreună 7 locuri de prezentat din potențialul turistic al României, atât natural, cadre naturale și antropic, pe care copiii au pregătit prezentări celor mici din clasele, pentru clasele 7-8. Elevii clasei a 11-a C vor prezenta vreo 6-7 obiective turistice din țara noastră, mai puțin cunoscute, dar care merită a fi văzute cel puțin deocamdată, măcar pe ecran. Și probabil cândva le vom vedea în natură cu ochiul.
Biblioteca Municipală s-a implicat pe tot parcursul programului Școala Altfel, organizând și găzduind activități dedicate elevilor. În cadrul proiectului educațional Școala Altfel, biblioteca a primit vizita unor grupuri de elevi din școlile reghinene, dar nu s-a rezumat doar la atât, ci a și organizat pentru ei câteva activități specifice muncii noastre. Grupuri de elevi care ne-au vizitat au putut trece pe la legătorie și noi am spus proiectul Doctorul Cărților încă de câțiva ani, au putut observa procesul tehnologic de refacere a unei cărți distruse. Apoi am avut Carnavalul Cărților, o activitate deja tradițională în sala pentru activități. La această activitate, peste 40 de elevi s-au mascat în personaje din povești, fiind chiar și premiați. Au existat însă și alte acțiuni. Am fost vizitați de elevii liceului Ioan Bojor. La filiala din Apalina am avut o activitate gen atelier, lectură publică și apoi desene inspirate din lectura publică. Programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, își propune implicarea deopotrivă a elevilor și a dascălilor în activități extracurriculare și extrașcolare interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extrașcolare și competențele în domenii cât mai diverse. Profesorul Ionuț Luca, de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin, a participat cu o echipă de elevi la faza județeană a competiției Special Olympics. Aceasta se desfășoară între școlile speciale și se adresează elevilor cu deficiențe moderate. Echipa reghineană s-a calificat la faza regională, iar această reușită este dedicată profesorului Gheorghe Bândilă. Venim cu amănunte în câteva momente, acum să trecem pe la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Sâmbătă vom avea parte de o zi senină. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 15 grade Celsius, în timp ce în Târgu Mureș va ajunge la 16 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. S-au calificat la faza regională. Este reușita elevilor de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin, care au participat în data de 9 aprilie la Special Olympics, desfășurată la Târgu Mureș. Competiția se desfășoară între școlile speciale și este dedicată elevilor cu deficiențe moderate care iubesc și practică fotbalul. În finală am jucat finala cu școala specială numărul 2 din Târgu Mureș, unde i-am învins în timp regulamentar de joc, se joacă două reprize câte 15 minute, scorul a fost 4-4, am intrat în prelungiri, două reprize câte 5 minute, unde am reușit să marcăm un gol, am învins cu 5-4 echipa de la școala specială numărul 2 din Târgu Mureș. Lotul este format din 11 jucători. O parte dintre aceștia sunt elevii reghineni de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3. Da, avem un lot format din 11 jucători, 11 fotbaliști. 5 dintre fotbaliști, dintre sportivi, sunt parteneri, elevi care sunt de la școlile de masă, iar 6 sportivi sunt de la noi de la școală, copii cu deficiențe. Este un campionat unificat, un campionat care se joacă în 7. Grupele de vârstă a fost 1999, 2000 și 2001. Deci elevi 14-16 ani. Elevii de la școala specială trebuie să aibă un IQ sub 70, au un IQ sub 70, iar partenerii noștri trebuie să aibă un IQ peste 70. Profesorul Ionuț Luca dorește să mulțumească tuturor partenerilor, colectivului de colegi, dar și elevilor. De asemenea, acesta este recunoscător și Asociației Sportic din Breaza, Federației Române de Fotbal, tuturor celor implicați în Special Olympics și Asociației Județene de Fotbal. Însă această reușită îi este dedicată unei persoane speciale. Titlul de campion județean doresc să-l dedic domnului profesor Bândilă Gheorghe, profesorul care a fost înaintea mea un profesor deosebit. A ieșit la pensie după o activitate de vreo 45, cred că mai bine de 45 de ani, care a pus o sală de sport la punct, care mi-a lăsat o sală frumoasă. Un om care cred că merită acest titlu să îl dedicăm. Este o surpriză, este și meritul meu, de aceea îmi permit să-i dedic în totalitate titlul și îi doresc multă sănătate.
Etapa regională se va desfășura în perioada 22-30 aprilie. Locul nu este încă stabilit. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnalderegin.ro a fost știrea despre elevii care au vizitat redacția și platoul Daregin TV în cadrul școlii altfel. Pe locul 2 s-a situat materialul despre copiii care au vizitat detașamentul de jandarmi din Reghin, iar pe 3 regăsim informațiile cu privire la oferta de miei din piața de joi. Și pe pagina de Facebook Daregin TV, cel mai mare interes l-a trezit materialul despre micuții care au dorit să viziteze Daregin TV în cadrul programului școlii altfel. Pe locul 2 s-a situat materialul despre jandarmii reghineni care au fost vizitați de elevi, iar pe 3 s-a aflat știrea despre ce putem găsi în piață înaintea sărbătorilor pascale. Detalii aflați accesând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Daregin TV. Rămâneți alături de Daregin TV. Vineri, 10 aprilie, de la ora 19, Georgiana Stuparu vă așteaptă la School TV, emisiunea pentru adolescenți. De la ora 21 puteți urmări o ediție specială, Tradiții și obiceiuri de Paște, realizată de Mihaela Munteanu și Gal Botond, în comuna Batoș. Sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 19, urmăriți Senso cu Maria Borzan, directorul Costel Ababei și preotul protopop Teodor Beldean. De la ora 21 sunteți invitați la o ediție specială realizată de Ovidiu Ilisan. Invitată este primarul municipiului, Maria Precup, într-o discuție despre spirit și viață. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute jurnalul economic și cursul valutar, apoi jurnalul de astăzi și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Vă dorim să aveți parte de zile cu liniște în casă și în suflet și să vă bucurați de împlinirea pe care doar timpul petrecut cu cei dragi ne-o poate aduce. Sărbători binecuvântate! Maria Precup, primarul municipiului Reghin, și Daniel Gliga, viceprimarul municipiului Reghin. Evora, o nouă locație! Întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Loropar Fooders, ofertă de sezon. Pui de o zi, pui rasă mixtă, pui cuțe, tineret în locuire, pui de curcă de la vârsta de o zi și precrescuți 400-500 grame. Cea mai bună ofertă, calitate-preț. O gamă largă de furaje pentru toate categoriile de păsări, producție proprie și externă. Comenzi angro între orele 8-18 la telefon 0728-178-033 sau 0742-890-077. Informații la magazinul Loropar Fooders, din Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 31. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat.
Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Pentru griji și nevoi, vino la noi. SC Ramina, distribuitor tărâțe Schrott și floarea soarelui. Mălai furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabil, rigids, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lenjerii de pat, articole de bucătărie și cadouri, toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124, telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. SC Ramina, soluția nevoilor tale. Bine v-am regăsit! Peste 36 de milioane de lei sunt datorii către Fondul pentru Mediu, depistate în primul trimestru al acestui an, când încasările din taxe și contribuții altele decât timbrul de mediu au fost de 76,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat al administrației Fondului pentru Mediu. În primul trimestru al anului 2015, în urma controalelor desfășurate la nivel național, dispuse de președintele AFM, au fost efectuate 27 de inspecții fiscale, fiind constatate sume datorate la Fondul pentru Mediu în valoare de peste 36 de milioane de lei, cu o creștere de 268% față de aceeași perioadă din 2014. Contribuabilii sunt obligați să declare lunar până la data de 25 a lunii următoare, celei în care s-a desfășurat activitatea, contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru Mediu. Adoptarea euro în România va avea loc cel mai devreme după 2020, întrucât termenul asumat de 2019 a fost unul formal, fără ca autoritățile să aibă o agendă și o strategie bine definită, în condițiile în care în 2016 România ar trebui să intre deja în mecanismul ratelor de schimb, consideră economiștii. Ionuț Dumitrescu, președintele Consiliului Fiscal, arată că fără un plan de măsuri, creșterea economică nu este de durată și se va corecta la un moment dat. Dumitru, dând exemplu creșterilor de 7, chiar 8% dinaintea crizei, urmată de necesitatea de a ajusta dezechilibrele create, ceea ce s-a tradus în 2 pași înainte, 3 înapoi, situație care nu este de dorit. Oficialul a punctat că 2019 este un termen extrem de ambițios, iar în cel mai fericit scenariu în care politicile economice sunt coerente și există agenda de reforme restructurale care este și urmată, adoptarea euro s-ar putea realiza după anul 2020. Acestea ar fi, doamnelor și domnilor, știrile economice de astăzi. Urmează Cursul Valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei și 45 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 4 lei și 10 bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 4 lei și 25 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 6 lei și 4 bani. Iar pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu și 49 de bani. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat un euro cu 4 lei
2,40 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 4 lei și 2 bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 4 lei și 15 bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei și 95 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu și 44 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 157 de lei și 41 de bani. Bine v-am regăsit! Berbec, o zi specială și e bine să o trătezi ca atare, printr-un efort de deschidere față de lucrurile bune din viața ta, iar pe cele care nu-ți convin, poți să le dai uitării. Taur, tendințele din această zi sunt complexe, dar predominant pozitive, așa că e bine să fructifici această ocazie pentru a te orienta pozitiv și a te relaxa puțin. Gemeni, ai în față o zi în care evenimentele te pot surprinde plăcut, mai ales cele provocate de prieteni rude sau persoane cu care intenționezi să te asociezi pentru un scop comun. Rac, dincolo de complicațiile din zilele trecute, care pot fi observate și astăzi, vei vedea și situații speciale pe care nu le-ai putut prevedea. Sunt lucruri bune care aduc beneficii pe termen lung. Leu, ziua este încărcată de un potențial bun și răspunde unor dorințe sincere, pe care poate le-ai și uitat. Este o zi deosebită de care îți vei aminti o vreme. Fecioară, s-ar putea să te simți luat pe sus de evenimente, mai ales de cele legate de combinațiile făcute de alții, membrii ai familiei sau persoane apropiate. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Lumina sfântă de Paște să vă călăuzească în viață, să vă dea sănătate și fericire. Hristos a înviat. Apartamente la cheie. Sfintele sărbători de Paște să vă aducă liniște și pace, sănătate, bucurii și fericire. Brutăria Sabău. Cele mai calde urări cu ocazia sărbătorilor de Paște. Paște fericit. Carmaco. Hristos a înviat. Învierea Domnului să reverse asupra noastră sănătate, pace, belșug, bucurii și fericire. Club Rotary Reghin. Fie ca această sărbătoare să vă aducă multă nădejde și pace în viață. Restaurant Crizantema. Farmacia veterinară Provet. De 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar. Hrană și accesorii pentru animale de companie. Furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie. Produse hormonale, antiparazitare interne și externe. Dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Restaurantul Transilvania, aflat pe strada Vânătorilor, având o capacitate de 220 de locuri, organizează nunți, botezuri, conferințe, petreceri private, atât pentru adulți cât și pentru copii. De asemenea, prin compartimentul de catering, vă oferă zilnic masa de prânz la biroul dumneavoastră, domiciliu sau la punctul de lucru și vă stă la dispoziție cu organizări de evenimente, atât în oraș cât și în împrejurimile Reghinului. Mese festive, botezuri, agape. La Mitică, masa ca la mama acasă. Florăria Flamingo, din nou pentru tine. Vrei să-ți înveselești viața sau să faci o bucurie cuiva drag? Florăria Flamingo este soluția ideală. Florăria Flamingo, acum încă o nouă locație. Pandurilor numărul 11, cartier Libertății, bloc 2 parter și galeriile Kaufland. Preluări comenzi telefonice și livrări la domiciliu. Florăria Flamingo, adevărații maestri ai bunului gust.
Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță, este bine să fii atent la ce au de spus persoanele importante din viața ta. Partenerul de cuplu sau altcineva de părerea căruia trebuie să ții cont în momentele esențiale, chiar dacă nu îți convine. Scorpion. O zi agreabilă cu multe momente în care vei vedea că lucrurile merg bine de la sine sau cu unele intervenții din partea ta sau a celor care te sprijină. Săgetător, ți se potrivește energia debordantă a acestei zile și orientarea ei pozitivă, sunt șanse mari să te simți foarte bine și să faci lucruri bune pe acest fond. Capricorn, încolțește o speranță și ești dornic să crezi în ea. Pentru că alta nu ai momentan, ar trebui evitate intervențiile în forță și discuțiile pe un ton ridicat. Vărsător, în anturajul apropiat se petrec tot felul de lucruri care te vor surprinde în mod plăcut, dar depinde și de interesele pe care le urmărești cu perseverență. Pești. Astăzi sunt posibile rezolvări memorabile în chestiuni care ți-au dat mare bătaie de cap, unele dintre ele fiind legate de finanțele proprii, dar și de condițiile de la locul de muncă. Acestea au fost previziunile astrale pentru ziua de sâmbătă. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport. 52 de sportivi români se pregătesc să concureze la campionatul balcanic de culturism și fitness. Este un număr record de culturiști din țara noastră care au fost desemnați de federație să ne reprezinte la competiția celor 11 țări balcanice. Reghinul va găzdui concursul în data de 2 mai la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Lotul României se va reuni însă în municipiu în data de 1 mai. Este un an istoric pentru culturismul românesc. După mai bine de un deceniu, țara noastră găzduiește din nou campionatul balcanic de bodybuilding și fitness. Dar asta nu e tot. Președintele Federației Române de Specialitate, reghineanul Gabriel Toncean, a obținut aprobarea de a organiza campionatul în Reghin. Așa că cei 52 de sportivi români care vor concura se reunesc în municipiul nostru pe data de 1 mai. Lotul României se va reuni în data de 1 mai, când vom avea reunirea lotului național aici la Reghin, unde le-am pregătit sportivilor inclusiv partea de pregătire psihologică, adică va veni un psiholog care va motiva, va avea o ședință de pregătire cu toți sportivii individualizat. Rezultatele sper să contribuie la palmaresul nostru ca și federație. Sportivii României țin legătura între ei și în timpul pregătirilor se consiliază și se încurajează reciproc pentru a atinge cea mai bună formă în ziua concursului. Reghinul va avea doi concurenți în campionat. Am câțiva prieteni cu care mai țin legătura și vorbim aproape în fiecare zi, la fiecare cum ne merge, cu regimul, cu antrenamentele. Emoția? Din ce știu, sunt mulți care au și experiență și emoțiile mai la început. Acum vă dați seama, sunt ceva emoții, dar nu, a fost la început. Este o competiție de un nivel foarte ridicat. Nu am de unde să știu câți concurenți o să fie la o anumită categorie sau cine participă și în primul rând ar trebui să mă intereseze. Pe mine ce mă interesează este ca eu să prind în acea zi
cea mai bună formă. Dacă lucrurile o să decurgă normal și tot o să fie din punct de vedere și al sănătății, bine, sunt convins că o să fie o concurență foarte, foarte mare. Concursul se va ține sâmbătă 2 mai la Casa de Cultură Eugen Nicoară din Reghin și pentru că este un eveniment sportiv istoric pentru țara noastră, merită să luați parte. Veți vedea culturiști de renume mondial, arbitri renumiți și un spectacol deosebit de muzică. Evenimentul va fi prezentat de Roxana Ciuhulescu. Sâmbătă 11 aprilie, de la ora 16:30, ASEA Târgu Mureș va juca pe Transil cu CSU Craiova. Este un derby al podiumului între două nou promovate. ASEA a pierdut doar 2 puncte în retur, fiind neînvins acasă în acest campionat. De asemenea, Craiova nu a mai pierdut de 19 meciuri, iar în deplasare, tot în retur, a înregistrat 3 victorii și un egal. Meci important pentru elevii lui Liviu Ciobotariu. Sâmbătă 11 aprilie, de la ora 16:30, ASEA Târgu Mureș va juca pe Transil cu CSU Craiova, ocupanta locului 4. Antrenorul principal al Universității Craiova a prefațat partida cu ASEA Târgu Mureș, ce se va disputa sâmbătă, spunând că va fi un joc interesant prin prisma ceea ce au arătat cele două formații în acest campionat. Este un derby între două echipe nou promovate, dar mai cu seamă un derby de podium. ASEA a pierdut doar 2 puncte în retur, fiind neînvins acasă în acest campionat. De asemenea, Craiova nu a mai pierdut de 19 meciuri, iar în deplasare, tot în retur, a înregistrat 3 victorii și un egal. Cei de la Târgu Mureș au mulți jucători de valoare și o atmosferă bună la echipă, mai spune Săndoi, care consideră că este prematur să se vorbească despre titlu în bănie în campionatul următor. Fluierul de start este de la ora 16:30, iar înaintea partidei, mureșenii au 52 de puncte, la doar 4 distanțe de liderul Steaua București. Oaspeții sunt pe locul 4 cu 45 de puncte. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. La revedere! Bine v-am regăsit! Sâmbătă vom avea parte de vreme primăveratică. Termometrele vor indica valoarea de 15 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 16 grade. Pentru Ludu și Iernu sunt prognozate 17 grade Celsius. 16 vor fi în Sighișoara, 15 în Batoș, 13 în Sovata, iar în Stâncen vor fi 11 grade. Și în afara județului nostru, cerul va fi lipsit de nori. Pentru Brașov sunt prognozate 13 grade Celsius. 15 vor fi în Bistrița și în Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt prognozate 16 grade. Termometrele vor indica în Alba Iulia valoarea de 17 grade Celsius. În București, cerul va fi în cea mai mare parte a zilei senin, cu o maximă de 19 grade. Sâmbătă noaptea vom avea parte de un cer mai mult senin. Astfel, în Reghin, termometrele vor indica valoarea de 2 grade, iar în Târgu Mureș 1 grad Celsius. Duminică vom avea parte în continuare de o zi senină, termometrele indicând valori ridicate. Temperatura maximă prognozată în Reghin va fi de 7.